Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul nostru de azi îl reprezintă o întrebare. Mareșalul Antonescu influențat de femeile din jurul său? Cum s-a impus Maria Antonescu? În momentul preluării puterii la 6 septembrie 1940, generalul Antonescu avea reputația unui om incoruptibil, corect, stăpân pe sine și pe deciziile sale. De-a lungul anilor nu acceptase imixtiunea în treburile publice a unor persoane fără răspundere în stat și nu ezitase să-și manifeste ostilitatea față de camarila regală, atât cea din timpul lui Ferdinand, cât și a lui Carol al II-lea. Nu a acceptat să aibă comunicare cu Elena Lupescu, deși știa prea bine că aceasta îl influența pe rege în luarea deciziilor politice. La sfârșitul anului 1933, Ion Antonescu a fost solicitat de Carol al II-lea să preia conducerea Marelui Stat Major, iar acesta a acceptat cu condiția să realizeze un amplu program de reformare a instituției militare. Regele s-a declarat de acord și a promis tot concursul. După această discuție, Constantin Ilașievici, un general apropiat camarilei regale, l-a invitat pe Antonescu împreună cu soția sa la un dejun, iar acesta a fost de acord. Historia.ro relatează că în dimineața zilei fixate, Ilașievici i-a adus la cunoștință că la masă va participa și doamna Elena Lupescu. Ca ars, Antonescu a replicat, nu trebuia să-mi întins această cursă, nu vin, dar e și dorința majestății sale să fi prezentat doamnei Lupescu. Bine, sunt soldat, dacă e ordinul majestății sale, vin, dar te previn că mă voi opri aici, nu-i voi depune nicio carte de vizită și înțeleg că și eu și nevastă mea să ne mărginim aici raporturile noastre cu această doamnă. La masă Ion Antonescu a fost plasat lângă doamna Lupescu, dar nu i-a adresat niciun cuvânt. Elena Lupescu, venită special pentru a-l cunoaște pe noul șef al Marelui Stat Major, s-a simțit ofensată, iar consecințele n-au întârziat. Regele a decis să nu-l primească în audiență pe generalul Antonescu. În calitate de șef al Marelui Stat Major, generalul a constatat starea dezastruoasă a armatei, drept care s-a adresat în scris regelui și primului ministru Gheorghe Tătărescu, avertizându-i țara iază într-o totală imposibilitate de a se apăra dacă va fi atacată. Armata e complet dezarmată, pseudo-instruită și demoralizată. El nu a ezitat să acuze de această situație forțele oculte pe toți beneficiarii incorecți ai unor situații preponderente, cei puși în cauză fiind acoliții doamnei Lupescu, dar și ai regelui. Regele și Elena Lupescu s-au simțit vizați de aceste aprecieri și avertismente. În terminologia epocii, prin forțe oculte se înțelegea camarila regală. Documentele de arhive arată că prin intervenția Elenei Lupescu mai multe contracte privind înzestrarea armatei fuseseră obținute de rudele metresei regale. Contractele erau bine plătite din bugetul Ministerului Apărării Naționale, dar nu au fost onorate. Atitudinea generalului Antonescu din 1933 i-a pus în gardă pe Carol al II-lea și pe Elena Lupescu. Ei au decis să nu-i mai lase posibilitatea de a adânci cercetările și a face dezvăluiri compromițătoare. În consecință, s-a anunțat înlocuirea lui după mai puțin de un an de la preluarea funcției de șef al Marelui Stat Major. Acest fapt a generat vii discuții în presă, precum și în adunarea deputaților și în Senat. Armand Călinescu nota la 12 decembrie 1934, generalul Antonescu e înlocuit pe neașteptate de la Marele Stat Major cu generalul Samsonovici. Faptul a fost comentat în sensul că e vorba de o manevră a camarilei. Semnalul de alarmă tras de generalul Antonescu în 1934 nu a fost luat în seamă de rege și de camarila sa, iar consecințele s-au dovedit a fi catastrofale pentru țară. La începutul lunii iulie 1940, după ce România pierduse Basarabia și nordul Bucovinei, Ion Antonescu i-a trimis o scrisoare lui Carol al II-lea în care îi reamintea: am prevenit ani de zile în scris și verbal și guvernele și pe șefii militari răspunzători și pe majestatea ta că va veni catastrofa de azi. Am fost înlăturat prin intrigă și calomnie de aceia care au adus țara acolo unde este. Generalul aprecia că venise timpul revanșei asupra oamenilor din camarilă. Nu mai asculta de aceștia, maestate, ei te-au adus acolo unde ești și ne-au adus unde ne găsim. Având în vedere aceste lor de poziție, era de aștepta ca generalul Antonescu, ajuns la 6 septembrie 1940, conducătorul statului, să nu tolereze în preajma sa persoane fără răspundere politică, dar care să-i dea sfaturi și să intervină în luarea deciziilor. Însă, așa cum se întâmplă adesea, chiar și cei mai puternici oameni au slăbiciunile lor. Una dintre slăbiciunile lui Antonescu au fost cucoanele, cum le numea el, adică doamnele din jurul său. Principalul personaj al acestui anturaj feminin era chiar soția sa, Maria Antonescu.
Până în septembrie 1940 fusese o persoană cu totul anonimă, despre care s-a vorbit doar în 1935, când în urma unor manevre ale camarilei regale, generalului Antonescu i s-a intentat un proces de bigamie. Acuzația consta în faptul că Ion Antonescu s-ar fi căsătorit cu o femeie încă nedivorțată legal. Avocatul său, Mihai Antonescu, a demontat aceste acuzații și a câștigat procesul. După ce soțul ei a fost numit conducătorul statului, Maria Antonescu a devenit prima doamnă a României. Pentru a-și îndeplini acest rol, ea a decis să se consulte și să ceară sfaturile unor doamne din înalta societate cu experiență în viața publică. S-a împrietenit cu Veturia Goga, văduva lui Octavian Goga, marele poet și fost prim-ministru, Veturia Manuilă, soția lui Sabin Manuilă, directorul Institutului de Statistică, Veturia Barbul, soția diplomatului Gheorghe Barbul, șeful de cabinet al lui Mihai Antonescu, și Georgeta Cancicov, soția fostului ministru Mircea Cancicov. Aceste doamne se vizitau reciproc, participau la diferite acțiuni oficiale, erau invitate la masă de conducătorul statului și petreceau multe ore împreună. Doamna general din august 1941, mareșal, Maria Antonescu, și-a însușit rapid eticheta din lumea bună, îi plăcea să apară în public și chiar avea dorința de a o eclipsa pe regina mamă Elena. Contextul îi era favorabil. Ion Antonescu și-a creat o casă militară similară cu cea a regelui, a înființat funcțiile de adjutant ai generalului, mareșalului și de secretar particular, iar ofițerii de la cabinetul militar aveau misiuni operative. Mihai I privea cu anumită indiferență o asemenea inițiativă, dar regina mamă Elena aprecia că mareșalul urmărea diminuarea până la anihilare a rolului casei regale. La rândul ei, doamna mareșal și-a creat și ea un fel de curte. Se afla mereu în compania veturilor, uneori și a doamnei Georgeta Cancicov sau altor soții de fost sau actual demnitari. Avea inițiative și manifestări publice prezentate pe larg în presă, la radio și în jurnalele de actualități. A ajuns la conflicte deschise cu regina mamă Elena, despre care s-a aflat rapid, fiind larg comentate de opinia publică. Astfel, soția conducătorului statului se iscălea uneori numai cu numele mic Maria, spre indignarea reginei mamă, care socotea că numai persoanele de rat princiar puteau semna astfel. Doamna mareșal și regina mamă au vizitat în acea zi un spital de răniți și au împărțit fotografii cu autografe. Maria Antonescu a semnat doar cu numele mic. Clocotind de mânie, regina a cerut să se strângă imediat pozele rivalei sale și să îi se restituie printr-un ofițer pentru a le completa cu numele potrivit rangului. Alături de Maria Antonescu, un rol important au început să-l aibă și alte cucoane, mai ales Georgeta Cancicov și Veturia Goga. Doamna Georgeta era o scriitoare talentată și povestea frumos, cunoștea foarte mulți oameni politici și nu ezita să relateze despre conflictele dintre ei și despre viața lor privată. Veturia avea amintiri din lumea artiștilor, dar știa și farmece. Radu Leca menționa că în timp ce Ion Antonescu suferea de o boală care a medicii nu-i găseau lac, doamna Goga îl trata cu farmece. Sub patul lui Antonescu erau oase de mor și alte remedii vrăjitorești. Până la urmă, doctorul Zilișteanu i-a găsit tratamentul adecvat, dar pacientul a rămas cu unele sechele. Generalul Ion Gheorghe aprecia că mareșalul era slăbit datorită bolii. Unul din cele mai ciudate fenomene ale bolii sale era teama de singurătate și de izolare. Aceasta favoriza exercitarea de influență asupra mareșalului. Cercul său apropiat, din care făceau parte și câteva femei, forma o clică condamnabilă care era implicată într-o serie de afaceri publice și care juca un rol nu tocmai reproșabil în domeniul carității. Cucoanele au profitat din plin de starea de spirit a mareșalului. După orele de tensiune petrecute la Consiliul de Ministri sau în vizitele pe care le făcea pe front, în instituții și întreprinderi, după discursurile rostite în diverse împrejurări, generalul Antonescu se simțea relaxat în prezența acestor doamne manierate, care știau să-i ofere un cadru plăcut de petrecere a timpului liber. Conducătorul statului participa și el la discuții, povestind diverse întâmplări din timpul războiului, pentru Unitatea Națională, despre persoanele cu care a colaborat sau s-a confruntat. Nu odată el relata despre acțiunile la care tocmai participase, deciziile pe care le luase și cum avea de gând să procedeze în viitor. Treptat, doamnele au început să-i dea sfaturi și să se implice în viața publică. E semnificativ faptul că prin stăruința doamnei Cancicov, soțul ei, Mircea Cancicov, a fost numit la 9 noiembrie 1940 de generalul Antonescu în funcția de ministru al Economiei Naționale în locul lui Gheorghe Leon.
Noul ministru era un bun specialist, îndeplinise funcția de ministru de finanțe în timpul guvernelor Tătărescu, 1936-37, și Miron Cristea, 1938-39, dar aparținea vechiului regim pe care generalul îl condamna cu o mare vehemență. De dragul doamnei Georgeta a trecut peste acest amănunt, cunoscut de o țară întreagă. Ion Antonescu le-a oferit doamnelor din jurul său un cadru legal de manifestare, și anume Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale. Președintă era Maria Antonescu, iar în conducerea acesteia se aflau cele trei veturi, Goga, Manuilă și Barbul, Georgeta Cancicov, precum și alte soții de demnitari. La început din Consiliu a făcut parte și soția lui Horia Sima, după înlăturarea legionarilor din guvern. Elvira Sima a trebuit să demisioneze, deoarece era învinuită public, a furat bijuterii și citată la tribunalul militar, acuzație care s-a dovedit a fi neîntemeiată. În timpul războiului, Consiliul de Patronaj a adus o contribuție importantă la ajutorarea celor săraci, a rămniților și a văduvelor de război. Pentru desfășurarea activităților sale, Consiliul avea nevoie de bani, iar pentru procurarea lor, doamnele au recurs adesea la căi licite, impunând unor persoane, instituții sau întreprinderi să contribuie financiar la promovarea actelor caritabile. În 1943, mareșalul a cerut ca evrei să plătească o taxă de 2 miliarde de lei, urmând ca el personal să decide asupra modului cum vor fi întrebuințați acești bani. Radu Leca, împuternicitul guvernului pe lângă centrala evreilor, avea să scrie: Doamna Maria Mareșal Antonescu afla de această contribuție a evreilor și, întâlnindu-mă la președinție, mi-a spus că centrala evreilor, care dispune de atâția bani, ar putea să fie mai darnică cu oficiul de patronaj. I-am spus doamnei Antonescu că am 400 de milioane de lei care stau la dispoziția mareșalului. El mi-a spus că îmi va face o adresă oficială ca aceste 400 de milioane să fie vărsați patronajului. Astfel a și făcut. Eu nu aveam niciun motiv să-l anunț pe mareșalul Antonescu și am vărsat 400 de milioane la caseria patronajului contra chitanță. La câteva zile după ce a transferat cele 400 de milioane de lei în contul patronajului, Radu Leca s-a întâlnit în holul președinției Consiliului de Ministri cu mareșalul și cu doamna Antonescu. Conducătorul statului l-a întrebat ce a făcut cu banii, iar Maria Antonescu a intervenit, spunând că au fost luați pentru patronaj. Mareșalul nu a zis nimic, însă mi-a trimis un ordin scris ca să nu mai plătesc niciodată bani fără semnătura lui. Radu Leca știa că patronajul mai primise de la doctorul Nicolae Gingold, președintele centralei evreilor, 100 de milioane de lei pentru Palatul Invalizilor, unde era amenajat un spital pentru răniți de care avea grijă patronajul. Un evreu foarte bogat, Ilia Hlebnikian, contribuia cu sume considerabile pentru spitalele patronajului. Doamna Mareșal făcea vizite nu numai în spitale, ci și în instituții de stat, unde era primită cu toate onorurile de oficialități. S-a ajuns ca Maria Antonescu să fie comparată cu Elena Lupescu, împotriva căreia generalul Antonescu se ridicase în timpul lui Carol al II-lea. Într-un manifest elaborat și difuzat de fruntașul național țărănist Nicu Șorgraur, în noiembrie 1942 se putea citi: Doamna Lupescu lucra sinistru, dar în umbră. Doamna Maria Mareșal Antonescu, cu o inconștiență deconcertantă, comanda trenuri speciale, era așteptată în aerodromuri de oficialității, se fac onoruri regale, îi se dau banchete și îi se țin discursuri, primește rapoarte, dă directive preoților și episcopilor, primarilor și prefecților, dezvelește statui, inspectează prin cicmigiu și se cinematografiază cu o răbdare care întrece cu mult pe aceea spectatorilor săi. Cu o voluptate sadică, obligă, forțează și ordonă nobilelor doamne din înalta noastră societate să-i facă gardă, să-i țină trena și să-i formeze suita în exhibițiile ei pe la inaugurări prin țară. Cunoscutul filozof și profesor universitar Constantin Rădulescu Motru nota în memoriile sale: soția domnului mareșal utilizează trenuri speciale pentru orice deplasare pe care o face și face pe fiecare săptămână mai multe deplasări. În timpul din urmă, pentru a distribui o sumă de 100 de mii de lei la săracii din Țara Moților, a cheltuit cu trenul special și cu automobilele suitei sale, cu banchete și primiri, o sumă de peste 1 milion. Uneori cucoanele îi prezentau mareșalului puncte diferite de vedere. Cel mai semnificativ exemplu e atitudinea față de Mihai Antonescu, principalul colaborator al conducătorului statului. Acesta era un om muncitor, conștiincios și devotat. Odată cu intrarea României în război, la 22 iunie 1941, Ion Antonescu a semnat un decret prin care Mihai Antonescu era numit vicepreședinte al Consiliului de Ministri.
exercitând în locul meu și pentru mine conducerea statului. Ion Antonescu s-a dedicat frontului, petrecându-se săptămâni de zile în rândul ostașilor, acționând pentru realizarea planurilor de luptă, ținând contactul cu comandanții germani și întâlnindu-se de mai multe ori cu Hitler. Mihai Antonescu se ocupa de problemele interne, mai ales de cele economice și sociale, participa la diverse întruniri politice, unde ținea discursuri despre politica promovată de mareșal și perspectivele de dezvoltare ale României. Mihai Antonescu le evita pe distinsele doamne, preferând compania Ilenei Cherciu, o cosânzeană veritabilă de mehedinți, cum o numea Petre Pandrea, renumită în lumea mondenă a Bucureștilor. Maria Antonescu și Veturia Goga aveau o părere bună despre Mihai Antonescu, îi apreciau puterea de muncă și devotamentul față de mareșal. Pe de altă parte, Georgeta Cancicov îl detesta și nu ezita să recurgă la tot felul de intrigi pentru a-l determina pe mareșal să-l destituie cât mai rapid. Manevrele ei erau pe punctul de a izbuti în februarie 1943, când Mihai Antonescu ar fi afirmat că el nu a știut despre faptul că în 1941 armata română a primit ordin să înainteze dincolo de Bug. Mareșalul s-a înfuriat și a decis să-l îndepărteze. Aflând de această hotărâre, Maria Antonescu și Veturia Goga au intervenit, implorându-l pe mareșal să-l ierte, iar acesta a cedat. Zvonul că Mihai Antonescu ar fi fost demis s-a răspândit în rândul personalului. Când colonelul Radu Davidescu, șeful cabinetului militar, l-a întrebat pe mareșal dacă Mihai Antonescu era la postul său, acesta a răspuns: "Ce vrei, Davidescu?" Mi-a căzut în genunchi, sărutându-mi mâinile și cerând să-l iert. Și apoi mi-a pus și cucoanele pe cap și nu mai aveam liniște. Faptul că mareșalul Antonescu a cedat la stăruințele cucoanelor pentru a avea liniște arată cât de influente deveniseră acestea și cât de implicate erau în marile decizii politice. Nu e clar dacă Mihai Antonescu ar fi făcut afirmațiile invocate de doamna Cancicov, dar este cert că Adolf Hitler i-a prezentat lui Antonescu cu prilejul. Întâlnirii din 12 aprilie 1943, dosarul lui Mihai Antonescu, din care rezulta că acesta purta negocieri în vederea ieșirii României din război. Mareșalul i-a luat apărarea, declarând că era imposibil ca Mihai Antonescu să fi inițiat vreodată negocieri de pace. La întoarcerea în țară, mareșalul i-a cerut lui Mihai Antonescu să-și ia o lună de concediu pentru ca numele lui să nu mai fie vehiculat și exploatat de serviciile de informații germane. Și după acel incident, doamna Cancicov a continuat să-l acuze pe Mihai Antonescu, susținând că el complota împotriva mareșalului și făcea jocul opoziției. Ea îi suspecta și pe unii generali, mai ales pe Mihai Racoviță, despre care spunea că e un trădător, că nu mai dorea continuarea războiului alături de Germania. În ziua de 20 august 1944, mareșalul Antonescu s-a deplasat pe frontul din Moldova, unde armata roșie declanșase un puternic atac, rupând liniile de apărare româno-germane. A doua zi, 21 august, el i-a făcut o vizită la Giosen, județul Bacău, doamnei Georgeta Cancicov. Au luat masa de prânz împreună, după care Ion Antonescu a plecat la Slănicul Moldovei pentru a discuta cu Friesner. Colonelul Magherescu a rămas la Giosen pentru a primi eventuale informații de la București. Într-adevăr, peste puțin timp a sunat Mihai Antonescu, cerând să vorbească cu mareșalul. Gheorghe Magherescu i-a comunicat că mareșalul plecase de 20 de minute. Doamna Cancicov, care auzise telefonul, a avut un dialog cu Magherescu, pe care colonelul l-a redat astfel în memoriile sale. "Cine a telefonat?" întreabă ea din ușă, îndată ce mă zări. "Ică Duduie," i-am răspuns venindu-i în întâmpinare. "A întrebat de domnul mareșal dacă mai e în conac. Porcul dracului, să știi tu de la mine că acela coace ceva. Mirosul meu nu mă înșală niciodată. Ăsta pregătește ceva lui Ionel. Nu va îndrăzni Duduie, nu are pe ce să sprijini. Ce spui tu, dragă Georgică? Ăla e cea mai mare canalie aciuită lângă Ionel. Șarpele încălzit la sân care abia așteaptă să muște. De câte ori nu i-am spus lui Ionel să-l zvârle, dar el cu inima lui bună spunea de fiecare dată: nu pot. M-a ajutat în momentele grele ale mele. La procesul de bigamie numai el a venit lângă mine. Mă să-ți vină să crep de ciudă, nu altceva." Asemenea cuvinte rostite de Georgeta Cancicov, care nu avea nicio funcție oficială, arată până unde au putut merge cu coanele în relațiile cu conducătorul statului. După această ieșire împotriva celui care îndeplina funcția de președinte al Consiliului de Ministri, Georgeta Cancicov a conchis Ionel singur, nu are pe nimeni, mi-e tare milă de el. Din acest punct de vedere, doamna Cancicov avea dreptate. Peste două zile, mareșalul Antonescu era arestat la Palatul Regal din București.
fără ca cineva să fie intervenit în favoarea lui. Dar Cucoana nu l-a caracterizat corect pe Mihai Antonescu, arestat în ziua de 23 august 1944, odată cu mareșalul Antonescu. Aprecierile negative la adresa lui Mihai Antonescu, acuzațiile că el ar fi uneltit împotriva lui Ion Antonescu, aveau o circulație destul de largă în mediile politice și intelectuale, dar ele s-au dovedit a fi nedrepte. Totuși, aceste zvonuri au continuat chiar și în timpul procesului din mai 1946, când mulți se așteptau la un act de trădare, aruncând întreaga vină pentru acuzațiile ce îi se aduceau asupra mareșalului, pentru ca el să-și salveze viața. Dar, în fapt, Mihai Antonescu s-a dovedit a fi un om de caracter, asumându-și răspunderea pentru actele sale și sfârșind în fața plutonului de execuție alături de mareșalul Ion Antonescu. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!